ora locală. Infrastructura stradală, mai este o formațiune, doresc dezvoltare. Toți plătim acea taxă de gunoi. 69 milioane. Un club sportiv creează copii sănătoși. Bun găsit și bine ați venit pe Ora de Sibiu și pe Ora de Schellenberg. Demarăm acum la început de an un nou proiect editorial marca Ora de Sibiu. Pe lângă podcastul Pop, pe care se va relua în curând, începem o serie de emisiuni sub o denumire foarte simplă și foarte corectă, Ora Locală. Și pentru că Ora Locală este despre subiecte locale, astăzi îl avem invitat pe primarul uneia dintre cele mai importante comune din județul Sibiu, poate chiar cea mai importantă. Suntem la Schellenberg. Și spunem bună ziua și mulțumim că ne-ați primit acasă aici la dumneavoastră, primarului Marius Grecu, primarul comunei Schellenberg. Vă mulțumesc de inițiativă. Mă bucur că împreună putem să transmitem cetățenilor toate gândurile pentru anul 2022 și toate proiectele pe care le avem prinse în bugetul de anul acesta. Și pentru o bună informare și o bună colaborare, doresc să fie o emisiune legată strict de realizări. Strict de realizări și de ceea ce urmează. Spargem gheața împreună pentru că e episodul pilot, așa că începem direct. Știu că nu e bine să vorbim despre trecut, dar trebuie să vorbim și despre el. Cum a fost anul 2021 pentru Schellenberg, un an în pandemie? Nu știu... Ce realizări ați avut, proiecte demarate și finalizate? Da, înainte de toate aș dori să le mai urez o dată la mulți ani cetățenilor comunei Schellenberg, să le dea Dumnezeu sănătate și bucurii în casele lor, pentru că este prima emisiune la care particip în acest an. Așadar, anul 2021 pentru administrația publică locală din Schellenberg a fost un an bun. Din punct de vedere al implementării proiectelor pe care cetățenii Schellenbergului și nu doar al Schellenbergului, când zic Schellenberg Mohobungarvește, asta se subînțelege. Am demarat o serie de proiecte, unele care au fost începute, am finalizat o serie de proiecte care au fost începute în anul 2020, am început alte proiecte în 2021. Care ar fi la realizări ce am pune pe primul loc, ca să zicem așa, pentru 2021? Pentru 2021, proiectul de suflet al meu și al comunității schellenbergene, țin să cred că este vorba despre sediul Isus Mort. Este un obiectiv de care comunitatea noastră avea nevoie. Timpii de răspuns ai ambulanțelor în caz de nevoie s-au redus considerabil. În 5 minute ajunge salvarea la Veștem, cea mai îndepărtată localitate din comuna noastră, și asta este un lucru bun, pentru că, într-adevăr, în acest sediu ISU își desfășoară activitatea niște profesioniști și beneficiem întru totul de serviciile lor și de profesionalismul lor, și pe această cale țin să le mulțumesc pentru munca care o depun în comuna noastră. Proiecte noi? Proiecte noi. Demarate anul trecut? Demarate anul trecut. Cred că suntem singura administrație locală din mediul rural la nivelul județului Sibiu și nu știu în țară, care are în perspectivă construirea de noi instituții de învățământ. Avem în derulare construcția grădinței de pe doamna Stanca. Am demarat procedurile pentru licitație de atribuire de lucrări pentru grădinița din cartierul Tineretului. Și suntem singura comună din țară care avem prinsă pe lista de investiții a CNU-ului o să fie prima creșă din mediul rural. Ne referim la creșa tot în Schellenberg. Din cartierul Tineretului? Tot în cartierul Tineretului o să fie grădiniță și creșă. Un cartier care se dezvoltă, iată, pe an da, ce trece. Un cartier care se dezvoltă, până acum s-a dezvoltat doar din punct de vedere al locuințelor care le-au construit în acel cartier cei care au beneficiat de aceste terenuri. În momentul de față o să vină și partea educațională, să spun așa, două proiecte mari, grădiniță și creșă, care să deservească nevoile cetățenilor comunei. Zilele trecute am văzut că ați făcut public bugetul pentru anul 2022, un buget care de altfel a și fost aprobat de
de administrația locală și de Consiliul Local, un buget cu o valoare destul de mare, dacă nu mă înșel, cred că e cel mai mare de după 1989, ca să spun așa. Ne puteți spune ce investiții veți demara din bugetul actual? Un lucru foarte interesant mi s-a părut că mai mult de jumătate l-alocați pentru infrastructură. Da, așa este. Am supus dezbaterii publicului proiectul de buget pentru anul 2022. Valoarea totală a bugetului este de 69.837.000 de lei. Aproape 70 de milioane. Aproape 70 de milioane de lei. Aș vrea să aduc câteva lămuriri asupra acestei cifre. Într-adevăr, excedentul bugetar din anul precedent este undeva aproximativ 23 de milioane, dacă nu mă înșel. Acest excedent fiind practic angajat pe lucrări contractate încă din anul 2021. Adică acei bani deja sunt alocați pentru investițiile care le vom face în acest an. Deci sunt lucrări contractate. Și aș dori să mai aduc în atenție un aspect, am mai spus-o și o repet. În Șelimbăr, taxele și impozitele locale nu au crescut din anul 2016, de când am preluat funcția de primar. Și în acest context, împreună cu Consiliul Local trecut și cu actuala majoritate din Consiliul Local, am ajuns la performanța de a dubla practic acest buget de la 32 de milioane cât l-am preluat în anul 2016, în primul an de mandat. Am ajuns să avem acum acest buget demn de invidiat de către unii, dar încă o dată repet, fără a crește taxele și impozitele. O să ajungem și la taxe și impozite, un subiect destul de sensibil, nu neapărat pentru Șelimbăr, cât pentru toate comunitățile locale la ora actuală din România. Vreau să vă întreb, din acești bani, ce proiecte veți demara anul acesta? Pentru că aveți bani. Față de alte comune, Șelimbărul stă bine. Da, sunt o serie de investiții pe care o să le punctez imediat, dar tot raportat la valoarea bugetului, aș dori să aduc la cunoștință opiniei publice faptul că, așa cum spuneam, taxele și impozitele locale pe persoane fizice din totalul bugetului reprezintă doar 3.300.000 de lei. Deci este o valoare destul de mică din totalul deci bugetului. Aproximativ nici 5%, ca să spunem așa. Da, nici 5%. Motiv pentru care aș da un exemplu. Grădinița de pe doamna Stanca, care se află în construire, nu ar fi fost acoperită în totalitate din taxele și impozitele locale. Că ați văzut și dumneavoastră, domnul Popescu, pe rețelele de socializare, da. Toată lumea spune plătim taxe și impozite. E adevărată isterie, cetățenii plătim taxe și impozite, toți cetățenii comunei Șelimbăr, în același mod, sub același calcul, dar aceste taxe și impozite din rândul persoanelor fizice reprezintă doar 3,3 milioane de lei. Ca adică să lămurim cum se face bugetul unei comune, da? Adică din 70 de milioane la Șelimbăr, practic doar 3,3 milioane de lei vin de la contribuabil, ca să spunem așa. Da. Și nu cum se tot vehiculează, unii spun că 10%, 20%, deci practic e o valoare destul de modestă. Destul de mică din valoarea totală a bugetului. Cât din bugetul comunei Șelimbăr sau nu știu, unei localități provine realmente din impozitele plătite? A spus acum 3 milioane, asta e o întrebare pe care toată lumea și-o pune. Mă gândesc că același lucru se întâmplă și în municipiul Sibiu și în alte localități. Eu am văzut că și la Cisnădie apar întrebări de genul ăsta. E bine că am lămurit lucrul ăsta. Deci, practic, cetățenii trebuie să știe că, de exemplu, la Șelimbăr, 70 de milioane de lei, cât reprezintă bugetul estimat pentru anul 2022, din acesta doar 3.380.000, mai exact. Ca să știe și cetățenii că bugetul nu se face doar din taxe și impozite, plătite de populație, ca să spunem așa. Da. Consider și considerăm împreună cu majoritatea Consiliului că cetățenii comunei Șelimbăr și cetățenii României, până la urmă, au destule taxe de achitat în afara celor locale. Și aici mă refer la acest
în această discuție care a apărut de curând în scandalul facturilor, care planează asupra noastră a tuturor, indiferent de poziția care o avem până la urmă. Cum stați la Schellinberg cu facturile? Cu cât a crescut costurile? Nu știu, cât, haideți să le spunem oamenilor, de exemplu, cât v-a costat în decembrie? Cât a venit factura în decembrie pentru utilități? Deci doar factura pentru gaze naturale, însumată asupra tuturor imobilelor care le deține administrația, 95.000 de lei. Doar pe luna decembrie. Aproape 20.000 de euro. Da. Comparativ cu anii trecuți? Comparativ cu anii trecuți, undeva la 25.000 de lei plăteam. Undeva de 3-4 ori. De 4 ori. 400%. În alte localități din țară, unii primari au fost mai drastici și au tăiat, ca să zic așa, conducta de gaz și au trecut la încălzire tradițională cu sobe pe lemn. Se pune, nu știu, se poate întâmpla asta și la Schellinberg sau deocamdată nu aveți... Da, o iau în calcul, dar într-un alt mod. În acest an doresc să implementăm ca pe fiecare clădire administrativă pe care o deținem să putem să montăm panouri solare pentru curent și să schimbăm modul de încălzire din centrală pe gaze să trecem pe curent. Cred că este impetos necesară această intervenție asupra tuturor imobilelor și o vom face, sper, până la sfârșitul anului să nu mai avem această problemă, să uităm de facturile. Vorbim de școli, grădinițe, grădinițe, dispensare, sedii administrative, cămine culturale și tot ce avem în patrimoniu. Că am ajuns la investiții și asta e o investiție. Ce investiții noi demarăm anul ăsta în Schellinberg? Ce... Înainte să trecem la investițiile noi, aș dori să subliniez investițiile care sunt în curs de execuție. În derulare. Exact. Cele care practic reprezintă și partea de excedent, așa cum am trecut-o în prezentarea. Îl folosiți excedentul ca să acoperiți acele găuri de casă? S-a întâmplat și la Sibiu? Nu. Deci la Schellinberg nu e cazul. Nu de... este cazul. Avem excedentul, v-am spus, este practic se regăsește în contractele deja semnate pentru investițiile care vor începe în acest an. Deci avem în derulare construirea credinței de pe Stanca. Avem finalizat drumul între Mohu și stația de depurare. Strada Lucernei, de asemenea, este aproape finalizată, Dinicu Golescu, o stradă care, la fel în emisiunile trecute cu dumneavoastră, aveam o sumedenie de întrebări. Lucrurile s-au finalizat și cred că au intrat pe un făgaș normal. Avem reabilitare strada Seviș, care e un proiect mai complex. Am reușit pe sfârșitul anului să punem stratul de binder de asfalt ca să izolăm ceea ce s-a lucrat, pentru că s-au introdus noi rețele de utilități. În zona respectivă este și baza sportivă care se află în lucru. O investiție la fel derulată prin Compania Națională de Investiții. Vorbim, astea sunt investiții care se vor și finaliza în acest an? Se vor și finaliza în acest an, da. Amenajarea, zona de promenadă între Mihai Viteazu și Octavian Gogă este finalizată. Modernizarea stației de pompare de la podul peste Seviș, unde aveam tot timpul probleme în momentul în care erau precipitații mai abundente, tot timpul aveam acolo, întâmpinam anumite refulări, dar s-au pus și aceste lucruri la punct. Avem strada Traian, strada Decebal, strada Petru Rareș în curs de execuție, strada Junimii la fel, Treboniu Laurian, strada Unirii, unde am văzut că o parte din consilierii care sunt încă în campanie electorală își doreau să continuăm lucrările pe perioada rece. Într-adevăr am intervenit, am lucrat doar pe partea de rețelistică, nu ne-am apucat încă de drum pentru că condițiile meteo nu permit. Da. Și atunci lucrurile merg în aceeași gândire pe care am avut-o și până acum, să facem lucrurile cum trebuie din punct de vedere tehnic, să respectăm normativele în vigoare. Foarte multe străzi, dar anul ăsta ce străzi intră, nu știu, modernizare și reabilitare? Că... Deci pe lângă cele menționate, mai avem strada Armonie, mai avem strada Gării, o să avem strada Liliacului, o să avem strada Trifoiului, o să avem
tot la partea de infrastructură, reabilitarea podului din centrul localității, care de 30 de ani nu s-a mai intervenit asupra lui și este impetos necesar să facem acest lucru. O să avem strada stadionului, strada nouă, strada Petru Aron, strada Ion Rațiu, legătura cu Octavian Goga. Sunt străzi de pământ care vor intra și ele în modernizare? Întreb acest lucru pentru că poate e puțin de crezut, dar sunt străzi de pământ și în municipiul Sibiu care încă nu au fost reabilitate. La Șelimbăr mai sunt străzi de pământ care nu au fost modernizate? Nu. Sunt străzi de pământ care nu au fost modernizate, dar nu au fost modernizate pentru că nu s-a finalizat trecerea lor în domeniul public, adică în proprietatea primăriei. Toate străzile care am reușit să le preluăm în anul trecut în proprietatea primăriei, deja se regăsesc în buget pentru modernizarea lor. Încă o dată fac apel la proprietarii de străzi, dacă știu că sunt proprietari de stradă privată, să facă demersuri împreună cu coproprietarii pentru a putea să le treacă în domeniul public, ca să le putem și moderniza. Ce proiecte de anvergură mai aveți prins în bugetul pe anul acesta? Păi, ca și proiecte de anvergură, ideea noastră, a mea și a Consiliului, a majorității Consiliului Local, este de a dezvolta rețeaua educațională. În primul rând, așa cum am subliniat, să începem lucrările pentru creșă, să începem lucrările la cealaltă grădiniță. Îmi doresc în continuare împreună cu ei să găsim o variantă pentru a construi o grădiniță și pe strada Pictor Nicolae Brană, un lucru care într-adevăr pe acea zonă lipsește și ne dorim în imaginea noastră de dezvoltare a comunei, ne dorim ca grădinițele să fie în imediata proximitate a zonelor dens locuite, adică să nu se creeze, ați văzut că de obicei dimineața se creează ambuteiaje peste tot la intrarea în Sibiu, și chiar și în Șelimbăr, pentru că toată lumea pleacă cu copiii la școală și atunci cred că am scăpat de această aglomerație dacă clădirile pentru grădinițe creșe vor fi în imediata vecinătate a oamenilor. Vă gândiți și la înființarea de noi școli în localitatea Șelimbăr, dacă da, cam unde ar putea, unde ar fi nevoie de așa la fel ceva? Și școlile ar trebui construite în cartiere. În noile cartiere, aici mă refer în mod direct cartierul Doamna Stanca sau zona Pictor Nicolae Brană, unde avem populație tânără cu copii care, dacă termină grădinița, automat trebuie să meargă la școală. Și atunci, pe aceste zone, țintim să găsim varianta de terenuri pentru a putea construi grădinițe, școli și tot ce avem nevoie. Să mai găsesc terenuri? E o problemă asta și la Sibiu. Într-adevăr, este o problemă și de legislație pentru achiziția acestor terenuri de către primărie, dar încerc de 3 ani de zile să obținem comunitatea, să obțină acel teren care, știți bine, este în administrarea Ministerului Apărării, respectiv fostul poligon din spatele centrului comercial, unde ne dorim și îmi doresc să construim un centru educațional sportiv, pentru că deja primul pas a fost făcut. ULBS-ul construiește sala polivalentă, iar pe restul suprafeței care rămâne, am făcut demersuri, v-am spus, o să fac în continuare pentru trecerea în administrarea primăriei Șelimbăr să putem dezvolta un centru educațional sportiv. Băi, o investiție destul de importantă, 18 milioane de euro, după cum ne-au spus cele la ULBS. Am și scris zilele trecute pe Ora de Șelimbă și pe Ora de Sibiu de acest lucru. Practic, se dezvoltă un nou pol acolo, educațional, ca să spunem așa? Da, un nou pol cu siguranță va fi în timp, pentru că și noi ne dorim în programul România Educată, Șelimbărul Educat să fie parte din acest program. Pentru că tot investiți atât de mult în infrastructură, v-aș întreba acum de o mică problemă care a apărut în ultimii ani și de fapt e o problemă de normalitate. Dezvoltarea unei localități duce și la apariția unor probleme de infrastructură în ceea ce privește accesul în DN1. Din fericire sau din nefericire, nu știu cum să spun, Șelimbărul e traversat de DN1, un drum care nu e în administrarea comunei Șelimbăr, și este în administrarea CNAIR, adică a celor de la drumurile naționale. Vreau să vă întreb, am discutat și în anii trecuți de căile de acces din
DN1 către Schellimber, mă refer la zona Extaz, mă refer la drumul de acces către Bungard. Știu că ați avut discuții cu cei de la CNAIR din punctul ăsta de vedere și vreau să vă întreb, vor fi amenajate sensuri giratorii pentru că s-ar putea ca altă soluție să nu existe acolo? Ați atins un subiect foarte important și aici aș vrea să dezvolt puțin legat de dezvoltatori. Discutam mai devreme de ponderea și cifrele care compun bugetul. Dacă stăm să ne gândim, din 69 de milioane de lei cât este bugetul, 3 milioane 300 am spus că vin din partea persoanelor fizice, locuitorii acestei comune frumoase în care locuim cu toții. Deci 3 milioane 300. Diferența este de 8 milioane taxe și impozite pentru agenții economici. Da? Deci ajungem undeva în jur de 11 milioane. Diferența de la 69 până la 11 milioane este generată din dezvoltare. Vrem, nu vrem, trebuie să apreciem faptul că prin această dezvoltare, unde se aplică aceleași reguli pentru toată lumea, primăria Schellimber este deschisă către dezvoltare, deci nu există decât o singură unitate de măsură. Toată lumea să construiască în aceleași condiții. Și motiv pentru care am avut o fugă a dezvoltatorilor în anii 2016-2017, am încercat să, prin gândirea care am avut-o privind dezvoltarea, să-i readucem înapoi în Schellimber, pentru că iată s-a și resimțit acest lucru prin facilitățile pe care și cadrul legal pe care l-am creat. Aici când zic facilități, să nu se gândească cineva că avantajăm pe cineva, nu. Am redus practic acea taxă de apă canal, am scos acea taxă de infrastructură, obligându-i pe dezvoltatori să-și asfalteze străzile și să, la momentul în care finalizează proiectele, să poată să predea apartamentele sau casele în condiții decente. Și să nu mai stea administrația exact, să intervină în spatele lor, cum se întâmplă în alte localități. De-aia zic, dezvoltatorii, practic, sunt parte importantă din tot ceea ce se întâmplă în bugetul Schellimberului. Schellimberul din dezvoltare a crescut. Din dezvoltare imobiliară, mai precis. Atingeți aici un subiect destul de dezbătut în ultima perioadă și ne referim la noul ansamblu rezidențial care răsare cumva și are cale de acces în DN1. Și de asta v-am întrebat și de căile de acces din DN1. Este acel ansamblu care aduce foarte multe noi apartamente și locuințe pentru o piață care este în dezvoltare și unde cererea este foarte mare. Cum s-ar putea rezolva acea problemă din punctul nostru de vedere? Mă refer la accesul către acel ansamblu. Știți cum este? Depinde cum vrei să transmiți lucrurile. Acum, schellimbărenii de atâția ani mă cunosc. Tot timpul am fost transparent și deschis față de ei. La fel, și în acest proiect am mai subliniat și subliniez în continuare câteva lucruri. Într-adevăr, vor fi în total 1000 de noi locuințe dacă acel proiect va fi dus la capăt. Accesul se face atât din drumul național, cât și din bulevardul Mihai Viteazu, din Schellimber. Deci se va putea face și din bulevardul Mihai Viteazu. Exact. Pentru că un aspect care am văzut că anumiți consilieri sunt experți urbanistici, noi suntem puși în fața faptului în care trebuie să respectăm legea. Atâta timp cât legea este permisivă pentru anumite lucruri, noi am încercat să aducem niște măsuri suplimentare, dar legale, să zic să suplimentăm numărul de locuri de parcare. Conform HG-ului în vigoare, numărul de locuri de parcare este un loc de parcare. Noi avem 1,5 locuri de parcare în momentul de față. Am încercat să creștem zonele verzi din cartierele rezidențiale. Proiectul despre care discutăm este undeva la 51%. Sunt undeva 51% zone verzi, spații, locuri de joacă. Nu există niciun loc de parcare în afara imobilelor. Există doar clădiri de parcări. Deci este un proiect ambițios din partea dezvoltatorului și noi ca și administrație nu putem decât să susținem în termeni legali și umani vorbind să se dezvolte asemenea proiecte. Și mă gândesc că ați impus dezvoltatorului și aceste aspecte legate de
accesul către locuințe. Accesul este într-adevăr pe toată suprafața acei, avem aleea monumentului, care în momentul de față este foarte îngustă, suprafața care avem noi în proprietate este doar de 4 metri, acea arteră se supralărgește până la 17 metri și va face legătura cu bulevardul. Am văzut o serie de discuții că cetățenii vor fi obligați să iasă în DN1, să meargă către Vâlcea ca să ajungă în Sibiu. Doar niște specialiști cu ghilimele de rigoare pot să facă. Deci ca să lămurim pe toată lumea, da, acel ansamblu rezidențial va avea cel puțin două căi de acces. Da, va avea descărcare, dar în DN1, în zona Trachea, da? Cine dorește să meargă către autostradă sau către centură, să meargă în zona industrială vest, după aceea o descărcare pe bulevardul Mihai Viteaz în zona Troiței și va face legătura cu doamna Stanca și cu municipiul Sibiu. La fel, vom supralărgi, avem în vedere să supralărgim strada doamna Stanca. Aici vreau să vă întreb, pentru că acolo la Shopping City Sibiu, zona aceasta dezvoltată foarte mult, spuneți că va apărea și această, exact, centru educațional, acest centru educațional. Mai aveți cum să crească căi de acces acolo? Se poate mări cu un sens giratoriu, exact unde este acum intersecția nouă cu centrul comercial. Până acolo să-l facem pe patru benzi, ulterior să facem un drum perimetral centrului comercial și să ajungem la viitoarea sală de sport și să facem descărcare tot aici, în breteaua care va descărca în DN1, unde este și cartierul respectiv. Educațional, la fel am transmis și le-am transmis acestor colegi că din punct de vedere educațional se va rezolva această problemă odată ce vom intra în administrarea acelei suprafețe de teren. Avizele au fost primite la toate instituțiile, deci au fost toate avizele favorabile, deci nu a fost un aviz negativ, mai mult de atât a fost un aviz eliberat de CNAIR cu privire la amenajarea intersecției, cum se va amenaja. Da? Că tot vorbim de căi de legătură, în ultimii ani au apărut noi străzi care leagă Șelimburul de municipiu Sibiu și oarecum și de Ciznădie. Vreau să vă întreb în ce stadiu mai e acea cale de legătură între cartierul arhitecților din Ciznădie și Șelimbăr? S-au mai găsit soluții? Nu, s-au găsit soluții, dar momentan nu sunt viabile pentru că nu am reușit încă să finalizăm PUG-ul. Un alt punct care aș vrea să-l ating legat de planul urbanistic general, am demarat în urmă cu 2 ani de zile lucrările pentru elaborarea noului PUG. A venit și această perioadă neprevăzută, da, de 2 ani aproape de ne luptăm cu toții cu ea, cu această pandemie. Sper să treacă cât mai repede. Am avut o intervenție cu Comisia Tehnică de la Ministerul Dezvoltării înainte de a începe orice consultare publică, pentru că am stabilit gândirea și cum am dorit să ne dezvoltăm și am considerat oportun de a nu-l pune în dezbatere publică înainte să avem și punctul de vedere al specialiștilor. Motiv pentru care, cam maxim 2 săptămâni, vom avea schițele, primele planșe pentru dezbaterea publică și o să organizăm workshop-uri în această direcție, în care m-am gândit că ar fi foarte bine să interconectăm 3 grupuri de lucru. Odată să avem specialiști, respectiv Ordinul Arhitecților, să avem cetățenii comunei Șelimbăr, bineînțeles, și parte de ONG-uri care să le angrenăm în această dezbatere, să vedem unde vedem Șelimbărul peste 10 ani. Și, practic, în acea dezbatere veți găsi și aceste soluții de, nu știu, descărcare a... Aceste soluții deja le-am gândit. Avem legături cu Ciznădia, avem Centura Sud care va trece prin Șelimbăr, un proiect al Consiliului Județean care este practic prins în PNRR. Cu acea ocazie se va reglementa, cu Centura Sud vom reglementa și această intersecție din zona Dracula, unde foarte trist vedem în fiecare zi că se întâmplă foarte multe rutiere. Probleme, adică acolo e o adevărată... Exact, vom prelungi bulevardul Mihai Viteazu tot până în acest nod rutier, deci va fi un nod rutier foarte mare la intrarea în Șelimbă, zona Dracula, și atunci se va reconfigura
întregul sistem de circulație. Sunt și prevăzute și noi legături cu municipiul Sibiu, dinspre Șelimbăr. Știu că le-ați făcut pe cele din partea dinspre Goga și așa mai departe. Le avem deja executate. O să avem probabil în spatele pieței Rahovei. Asta zic, acolo se dezvoltă deja. Și o să identificăm împreună cu administrația Sibiu, cu doamna primară în speță. O să mai avem discuții, să vedem unde putem să mai facem asemenea legături. Mă gândesc că revin a semnala la cei de la drumurile naționale problemele de acces către și către Bungard, și acolo e o intersecție destul de către Mohu. Da. O intersecție destul de periculoasă. Vedeți dumneavoastră, drumul județean 106C, respectiv drumul Cisnădiei, după calea ferată, va fi reglementat printr-un sens giratoriu care se va face odată cu finalizarea autostrăzii și localitatea Mohu va fi la fel construit un sens giratoriu pentru intrare pe drumul care... Probabil că odată cu deschiderea acelui tronson de autostradă se va descărca și DN-ul, drumul național, mai mult și nu va mai fi chiar așa de periculos. Traficul pe drumul național, da. Că tot vorbim de pandemie și am ajuns și la subiectul ăsta, inevitabil pandemia a dat peste cap și Șelimbărul, nu? S-au făcut multe investiții în domeniul sănătății la Sibiu, numai dacă aduc în discuție viitorul spital județean, care probabil va fi făcut, deși multă lume culește cumva acest proiect. La Șelimbăr e posibil să avem vreo investiție similară? Nu știu, dau exemplu aici, poate chiar și clinici private? Clinici private, avem o clinică privată în curs de execuție în zona Tedeman. Iar din punctul nostru de vedere, da, avem în vedere să putem obține finanțare pentru, fiind în mediul rural, noi nu putem construi spitale. Și atunci o să putem construi dispensare. Practic va fi același lucru, medicii de familie, medici specialiști, o să ne îi punem la masă cu toții, o să stăm și o să discutăm și o să găsim o soluție, pentru că nu mai suntem satul de acum 30 de practic, ani. Practic, sunteți cam un oraș lângă oraș, ca să spunem așa. Da, din evidențele noastre suntem peste 20.000 de locuitori. Peste 20.000 de locuitori. Da, dar cu buletine, să spun așa, în evidență suntem undeva la vreo 16.000. De aia zic, deci nu mai suntem, nu mai avem, să zic așa, suntem urbanizați. Apropo de urbanizare, dezvoltarea pe verticală și, să spunem așa, și numerică a localităților din jurul Sibiului aduce multe lucruri care ar trebui rezolvate. Și aduc acum în discuție proiectul zonei metropolitane, un proiect la care dumneavoastră v-ați implicat direct și foarte mult timp. Și vreau să vă întreb în ce stadiu e și care e poziția Șelimbărului, nu știu, aduce avantaje, care ar fi estea, când ar putea deveni realitate, pentru că toată lumea întreabă lucrul ăsta. Da, zona metropolitană, după cum și denumirea îi spune, ține de o metropolă. Exact. Metropola este Sibiu, municipiul Sibiu. No. În discuțiile avute cu doamna primar, o să se întâmple și înființarea zonei metropolitane și am încredere în ea, pentru că este un partener serios pentru Șelimbăr, iar vecinii, zona periurbană, toate comunele și orașul Cisnădie care formează zona periurbană, cred că vom găsi înțelegere și maturitate să putem face această zonă metropolitană. În primul și în primul rând este o chestiune care aduce un plus valoare proiectelor care vor fi în desfășurare pe exercițiu financiar 2021-2027. Noi, ca și unități administrative periurbane, este foarte simplu. Noi am mai înființat un ADI. Exact. Zona metropolitană, 4 comune. Dar acel ADI îl folosim, nu suntem într-o concurență cu zona metropolitană care se va naște, zona metropolitană. Poate să meargă hand-to-hand, ca să zic așa. Să meargă separat, nu au niciun fel de problemă. Noi am și depus deja pe acel ADI două proiecte pe Anghel Salini, drumuri de legătură între comuna Șelimbăr, Roșia și Șura Mică. Deci sunt niște lucruri care se pot face pe ambele, dar de aia zic, nu suntem într-o concurență,
Și până la urmă trebuie să reprezentăm cât mai bine interesul cetățenilor. Există noștri. Disponibilitate din partea tuturor localităților învecinate municipiului Sibiu pentru această zonă metropolitană? Din câte am eu cunoștință, da. Și de când ați de când s-a vehiculat posibilitatea înființării unei astfel zone, au mai apărut și alte cereri, nu știu că, de exemplu, în zona municipiului Brașov, că îmi vine minte, au apărut și localități care nu sunt chiar învecinate cu municipiul Brașov, dar vor să facă parte din acea zonă metropolitană. Au apărut, dar pe ADI-ul care l-am creat noi, comunele. Au mai aderat Ogna Sibiului și comuna Poplaca. Un motiv pentru înființarea acestei zone metropolitane este și crearea unei rețele de transport și acum aduc în discuție un subiect sensibil din nou, transportul în comun. Știu că Tursibu din anii trecuți are câteva linii care au ieșit în afara Sibiului și era o problemă legislativă că nu au voie, dar am înțeles că între timp s-a și rezolvat treaba asta. Nu știu, aveți în vedere înființarea unei regii de transport în această zonă metropolitană sau... Deja lucrurile sunt pe făgașul mai mult decât normal la inițiativa doamnei primar. La sfârșitul anului am aprobat 10 OAT-uri, practic constituirea ADI metropolitan, exact, cu operator Tursibu, un lucru care îl știam de la cetățenii acestei comuni și îl știam de foarte mult timp. Am avut discuții, cred că din 2016-2017, cu doamna primar și am găsit forma de colaborare prin care putem să... Pentru că nu a fost rea voință din partea Sibiului, că mulți spuneau acest lucru. Nu, din contră. Ca să poți să funcționezi cu Tursibu pe raza altor OAT-uri, îți trebuie o serie de pași parcurși. Deci nu poți să... Da, de inclusiv licențe de transport. Da. Chiar dacă la sfârșitul anului am pus bazele acestui ADI, v-am spus la inițiativa doamnei primar, în momentul de față avem ca și termen, să spun, un an de zile pentru a putea publica în jurnalul Uniunii Europene anunțul de intenție. Sunt linii de transport deja licitate de către Consiliul Județean în afara municipiului. Și atunci toate lucrurile astea au termene foarte, foarte clare și termenul optimist pentru a putea funcționa Tursibu în Celimbăr este de un an de zile. Să sperăm că în 2023, în ianuarie, putem discuta concret despre primele linii. Să vedem primele linii în comuna noastră și nu numai, în toată zona periurbană care face parte din acest ADI transport, zona metropolitană. Aveți 20.000 de locuitori, Cisnădia la fel s-a dezvoltat exponențial, deci e clar că e nevoie de un transport în comun care să fie la dispoziția... Da, și să nu uităm că noi mai avem un parteneriat cu Primăria Sibiu, este vorba de acel tren periurban care va pleca din Șelimbăr, merge în Sibiu și din gară în zona industrială vest. Tragem tare să putem implementa și acel... Ați avut discuții cu municipalitatea sibiană legat de acest proiect? Adică da, cum să nu, în asociere. Da. Că tot vorbim de dezvoltarea comunei, aveți o zonă industrială destul de mare, poate cred că ca și suprafață s-ar putea să fie pe primul loc în județul Sibiu ca și întindere. Mai e loc acolo? E posibil să apară o nouă zonă industrială? Adică mai sunt solicitări din punctul ăsta de vedere? În momentul de față am fost un pic, să zic, știți cum e, un bine, niciodată vine, nu vine numai cu bine. Da, autostrada practic a secționat zona industrială. Am împărțit-o, așa se spune. Da. Plus culoarul de culoarul de siguranță care trebuie asigurat acolo, plus lățimea autostrăzii. Deja nu mai putem vorbi să fie suprafețe atractive pentru industrie sau pentru dezvoltator, dar cred că totuși s-a dezvoltat bine. Avem câteva societăți de renume chiar european, nu doar local.
care își desfășoară acolo activitatea din punct de vedere. Aici aș vrea să subliniez, practic că suntem cred că cel mai mare centru logistic, având doi lideri, n-aș dori să le dau numele, dar sunt doi lideri practic europeni care își desfășoară activitatea acolo. Da. În momentul de față probabil va merge pe, în continuare pe micro-întreprinderi, IMM-ul, nu știu. Mai există zone în Schellenberg care ar putea să se preteze pentru o nouă zonă industrială sau credeți că s-a cam atins maximul din punctul ăsta de vedere? Păi știți cum este, de asta suntem aleși în funcții publice, de asta avem primar și consiliu să găsim în permanență surse de venituri la buget și să dezvoltăm în continuare comuna. Bine. Trebuie să identificăm, avem în gândirea noastră și în strategia de dezvoltare, avem o serie de lucruri care vrem să le dezvoltăm, dar în momentul de față cred că este prematur să le discutăm, probabil într-o următoare emisiune. Îmi vine în minte, apropo de soluții găsite de administrația locală din Schellenberg de-a lungul timpului, și ați uimit la nivel național faptul că ați găsit o variantă să redați școlii din centrul comunei, spațiul care era lor și ați mutat sediul administrației locale în căminul cultural. Apropo de treaba asta, știu că aveați un plan, adică se vede cu ochii liberi că e nevoie de un sediu care să se preteze pentru desfășurarea activității în administrația locală, mai ales că v-ați și ați și crescut exponențial ca și comunitate locală. În ce stadiu e proiectul unei noi primării? Sau l-ați abandonat? Nu l-am abandonat. Aș dori să revin la ceea ce a spus dumneavoastră, da, așa este. Încă de la începutul mandatului meu ca și primar, am zis că pentru mine o prioritate este învățământul în comuna Schellenberg. În acest sens, am luat această decizie, toată lumea a spus că a fost o chestie de campanie electorală, Greco a promis și nu face. Nu, spre surprinderea lor, a doua zi după ce s-au terminat alegerile, am luat aparatul primăriei și l-am mutat în cămin, așa cum am promis. Adică promisiunea rămâne promisiune. Are fiul meu o carte și am citit-o și într-adevăr așa este. Promisiunea trebuie să rămână promisiune. Da, legat de clădirea nouă a primăriei, am întâmpinat o serie de probleme la o instituție, nu vreau să îi dau numele. Puteți să-i dați numele, că nu e nicio problemă. Este vorba de Direcția de Cultură. 11 luni de zile mă întreb oare ce or face cetățenii acestui județ când au probleme la Direcția de Cultură, pentru că noi ca instituție 11 luni de zile așteptăm un aviz. Dacă ar fi să citesc din sânul dezvoltatorilor imobiliari, bine ați venit în clubul lor, că și ei au probleme de genul ăsta cu aceeași direcție și așteaptă după. Ce este deranjant? Vă spun ce este deranjant și ceea ce ar trebui să reglementeze la nivel național. Faptul că o instituție publică, cum suntem noi, primăria Schellenberg, dau exemplu, nu pe altcineva, am așteptat 7 luni de zile după un aviz pentru sediul ISU de la E.ON pentru branșamentul de gaz. Am așteptat 3 luni și jumătate să schimbăm un stâlp. Sece electrica, da. Plătim taxe pe investițiile care le facem pentru cetățeni la ISC. O altă instituție. Absolut anormal. Nu știu de ce trebuie să iei banii oamenilor să plătești niște taxe pentru investițiile care ți le faci tu în comun. Asta nu înțeleg. De ce să aștepți 7 luni după branșament de gaz pentru un sediu vital pentru comunitatea ta? De ce să stai 2 luni jumate pentru ca să muți un stâlp? Sunt lucruri care, din păcate, sper să se schimbe la un moment dat și suntem noi niște luptători și o să luptăm să le schimbăm în acest sens. Deci, practic, v-ați lovit de chestiuni birocratice până acum. Câteva exemple. Nu vreau să mă disculp, dar orice investiție, ca să înțelegeți, o stradă, o termin, noi avizul de racordare pentru iluminatul public. Adică ești culmea penibilului. Ai pus stâlpi, ai pus lămpile și nu poți să aprinzi lumina pe stradă cu asfaltul pus sau pavajul pus. Știți? Nu știu, ar trebui cumva odată să se facă ordine peste tot.
Da, chestia asta pornește de la de sus în jos, de la nivel național, ca să zic. Nu vreau să jignesc pe nimeni, nu am acuz pe nimeni. Sunt doar niște nemulțumiri ale unui primar. Sunt niște realități. Deci, nu, astea nu sunt acuzații, sunt niște lucruri care chiar se întâmplă. De care m-am lovit. De care v-ați lovit. Pe lângă educație, ați început să acordați o atenție foarte mare sportului. Și dacă Schellenberger mai avea nevoie să fie cunoscut la nivel național și din punct de vedere sportiv, ca să zic așa, acum practic ați ajuns destul de cunoscuți, mai ales prin echipa de fotbal care evoluează în Liga a doua și o face destul de bine, având în vedere că e o echipă nou promovată. Practic sportul a câștigat teren prin performanțele fotbalului în Schellenberger, să spunem, așa se vede la nivel național. Și vreau să vă întreb ce urmează, nu știu, câți bani se alocă în 2022 și pentru ce? Mă refer aici, la acel stadion pe care îl aveți în modernizare. Practic e un stadion nou, dacă stăm să ne gândim așa. Câți bani alocați pentru sport anul ăsta? În momentul de față, contractele care le avem în derulare cu echipa de fotbal, cu antrenorii de la secțiile de copii și juniori, pentru că, până la urmă, aici trebuie să... Oamenii de sport înțeleg niște lucruri. Sunt anumiți cetățeni care, pe bună dreptate, nu sunt de acord cu sportul. Este opinia lor. Dar trebuie analizate foarte bine. Un club sportiv creează copii sănătoși. Și asta ne dorim cu toți. De la această idee o și pornit înființarea acestui club de fotbal. Am observat un lucru care la început, poate și eu am fost sceptic, în momentul în care o echipă de fotbal ajunge în Liga a doua, emulația a pornit din Liga a treia. Deja când ajungi la un anumit nivel, copiii din localitatea respectivă încearcă să-și urmeze exemplele de la prima echipă. Se simte un aflux mai mare de copii la exponențial echipă. Numărul de copii. Cât aveți? Cred că sunt undeva în jur de 130 de copii 130. La toate grupele. E un lucru care trebuie să continue. Într-adevăr sunt niște costuri și faci niște eforturi. Dar de când am fost de acord cu înființarea acestui club sportiv, am zis că ăsta este practic rolul meu ca și primar. Sumele care se alocă, da, pentru sport, trebuie să le recuperez de undeva. Și asta nu pot să le recuperez decât printr-un management bun. Bun, exact. No. Și atunci, am adus în contrapartidă finanțări pe fonduri europene, în afară de iluminatul public prin Agenția Fondului de Mediu. Anul trecut știm bine cu toții că nu au fost linii de finanțare deschise. Am adus baza sportivă care, datorită acestei echipe de fotbal, noi o avem. Da? Dacă nu era echipa de fotbal, trebuia să ai activitate sportivă. Dacă nu aveai echipa de fotbal, nu aveai baza sportivă. Adică, referiți acum la stadionul din centrul comunei, da? Exact, la stadionul din Schellenberger. La fel, o investiție de 6.800.000 fără TVA, deci undeva la vreo aproape 2 milioane de euro aduși în contrapartidă la ceea ce se cheltuie. Adică iei un leu de aici, care investești în sport. Investiți din exact. Cheltuia la primărie. În sport și atunci eu am zis obligatoriu, trebuie să fac în așa fel încât banii care se cheltuie pe latura sportivă, da? Că unii zic că se cheltuie, au dreptate, dar nu îi cheltuie, îi investești în sport. Da. Da? Vedeți bine, la nivel național suntem cum suntem, cam pe toate palierele. Păi mai suntem. Da. Și atunci, dacă Dumnezeu ne-a dat această șansă de a ajunge în Liga a doua cu o echipă mică, nu sunt salarii mari, să nu vă gândiți că suntem, ne lăfăim, să lăfăim. Haideți să lămurim și lucrurile astea. Da, că... Este o echipă cu niște angajamente la nivelul ligii a doua, dacă nu chiar a treia. Da? Unitatea lotului a fost dată pentru că această echipă este creionată în jurul oamenilor din comunitate, deci nu există să... De exemplu, director sportiv este administratorul public. Da? Al comunei. Răspunde, este delegat temporar, răspunde de acest club. Cheltuielile sunt publice, adică sunt la virgulă. Absolut orice. Orice achiziție faci, o faci prin același sistem de achiziții publice prin care facem și noi ca și primărie achizițiile respective. Și-a luat în jurul lui o mână de oameni care sunt din comunitate, antrenorul sibian,
preparator Schellimber. Deci sunt oameni din comunitatea ta sau din Sibiu. Până la urmă, scopul acestei echipe este de a atrage copii către practicarea sportului la un nivel organizat. Exact. Da? Acum, în perioada prin care cu toții am trecut, ați văzut, copiii au trecut pe partea de lecții online. Toată ziua sunt în fața calculatorului, toată ziua sunt cu tableta în mână sau cu telefon. Aceste lucruri nu poți să-i dezobișnuiești după ce a stat un copil un an și jumătate în fața unui calculator sau în fața unei tablete. Nu poți să-l dezobișnuiești în alt mod decât să-i oferi ceva mai atractiv. Și atunci, cred că sportul este singurul lucru care trebuie încurajați toți părinții să-și ducă copiii la sport, indiferent de ramura care o practică. Avem acum în lucru să dăm drumul la secția de ciclism. Asta vreau să mă întreb. Aveți în plan să deschideți și alte? Să dăm drumul la secția de șah, la fel, care unde am văzut că sunt o grămadă de doritori. Mă gândesc că dacă ați fi avut o sală de sport, v-ați fi gândit și la alte sporturi. Cu siguranță, odată ce va fi sala polivalentă a ULBS-ului finalizată, unde vom avea și noi un parteneriat cu ei, cu siguranță vom începe și vom da drumul la alte secții, dar lucrurile care se pot face simplu și ușor, gen ciclism, șah, nu știu, tenis de masă, o grămadă de secții, vreau să le punem pe picioare și să începem să avem activitate pe ele. Legat de buget, contractele în derulare, cred că însumează în total până la sfârșitul competiției, dacă nu mă înșel, undeva 2 milioane de lei, cred. Într-adevăr, sunt niște costuri mai mari, pentru că avem, neavând stadion, trebuie să-și închirieze în primul rând bază de antrenament, jocurile oficiale, transportul, la fel. Ne-am gândit foarte bine împreună cu consilierii să reducem din cheltuielile lor, cumpărându-ne noi propriul autocar. Pentru că și pe transport plătește o grămadă de bani. Acel autocar nu va fi doar al echipei de fotbal, este al nostru, al comunității, în ideea în care copiii de la școală, dacă doresc să meargă într-o excursie, să participe la evenimente, olimpiade, tot felul. Când se vor rezolva aceste probleme? Vă întreb acum direct, când va fi gata acest stadion? Până în vara acestui an va fi gata. Până în vara acestui an, deci practic din toamnă? Din toamnă ar trebui să începem să jucăm, da. Acasă. Și veți reduce clar o mare parte din cheltuielile care sunt cu siguranță, acum. Da. Apropo de bază sportivă, 130 de copii și dacă vă vin mai mulți, aveți în plan, nu știu, dezvoltarea și unor baze similare în localitate? Mai există? Avem terenuri sintetice în toate localitățile, mai puțin în Bungard, unde a fost atribuit contractul la sfârșitul anului și acolo până la 1 iunie va fi terenul multifuncțional pregătit. Își desfășoară activitatea la Veștem, o grupă. O să facem pe localități. Dar tot sub sigla CSC Schellimber. CSC Schellimber. Da. Ați ales în denumire și tema echipei are o legătură directă și cu istoria echipei, nu? Am ales în ideea în care mi se pare absolut normal atâta timp cât ai o stemă cu care te poți mândri, respectiv l-ai pe Mihai Viteazu pe stemă, mi se pare normal să se regăsească aceste elemente de identitate în brandul comunei și în tot ceea ce înseamnă Comuna Schellimber. Primăria Schellimber a găsit o portiță, ca să zic așa, prin aceste finanțări de la Compania Națională de Investiții. Mai aveți în plan așa ceva? Mai există posibilitatea să atrageți bani de la CNI? Da. Mai avem creșa din cartierul Tineretului, care va fi construită tot. Prima, dacă nu mă înșel noi. Prima creșă din mediul rural. Și am mai depus la sfârșitul anului pentru încă o bază sportivă la Veștem. Bază sportivă care până la urmă cred că va fi practic stadionul Comunei Schellimber cu gazon natural, capacitate omologat pentru Liga a doua, Liga a întâi. Nu va fi un proiect tip. Cel de la Schellimber este o bază tip 1, finanțată în contrapartidă cu desfășurarea campionatului european de fotbal, unde guvernul României trebuia să construiască 400 de baze sportive. Este cu gazon sintetic, e foarte bine că este așa. Ne putem face pe termen scurt, ne putem face treaba pe această arenă. Deci, practic, va fi un nou stadion? Da. Cu o capacitate, știți ceva?
În momentul de față nu am făcut studiu de fezabilitate, va trebui să facem studiu de fezabilitate, să-l transmitem către CNI și ulterior va intra pe procedurile de licitație pentru construire. Că e o concurență sportivă între Schellenberg și Sibiu acum, că aveți și echipa de fotbal? Nu există niciodată, nu am fost în concurență, nu vom fi niciodată în concurență cu Sibiu, cu ce se întâmplă în Sibiu. Din contră, cred că ar trebui să fim ca și buni vecini, să fim colaboratori și să ne... Asta nu înseamnă că pe teren cineva nu joacă corect șansele. Și să de la o parte, am înțeles. Legat de investiții importante pentru comunitate, știu că și de fapt se vede și în comun, ați acordat o importanță destul de mare zonelor verzi și zonelor de recreere. Sunt acele parcuri pentru copii în care primăria comunei a investit în anii trecuți. Ce proiecte aveți în plan din punctul ăsta de vedere? Nu știu, veți face un parc nou, nu știu, piste de biciclete? Locurile de joacă au fost și sunt o prioritate pentru noi, pentru că cu toții avem copii, știm cât de important este să se recreeze în aer liber și încercăm să identificăm și în acest an cât mai multe locuri care le putem amenaja. Avem acum pe Dinicu Golescu, am terminat strada, la fel avem o suprafață de 200-300 de metri pătrați, acolo va fi unul. Mai avem o suprafață undeva pe Brana, la fel, trebuie identificată, trecută în patrimoniu și după aceea să putem să o facem și acolo. Pe Brana, v-am spus, încercăm să găsim o variantă, pentru că acolo, într-adevăr, lucrurile nu stau cum mi-aș dori eu. Veți impune, sau nu știu... Se dezvoltă și Schellenberg, am vorbit adineauri de acel ansamblu rezidențial, veți impune dezvoltatorilor și amenajarea de astfel de spații? Au impus toate proiectele noi care se implementează sau sunt în curs de aprobare, au această obligativitate a locurilor de joacă, respectarea procentului de zonă verde. Și deja au început să se simtă acest lucru. Vă întreb de acest lucru vis-a-vis și de, nu știu, o posibilă modificare a regulamentului de urbanism. Îmi pare rău că dau exemplu Cisnădia, dar acolo e un contraexemplu de cum nu ar trebui făcute lucrurile din punctul ăsta de vedere. La Schellenberg, totuși, lucrurile stau total diferit și cred că puteți fi dat ca bun exemplu pentru celelalte localități. Sunt lucruri care trebuie reglementate sau schimbate în regulamentul de urbanism? Pugul nou, planul urbanistic general nou, care va veni, cu siguranță va avea câteva schimbări majore față de ceea ce a fost până acum. Am spus-o și o repet, în zona unde sunt case, gen Brana, Triajului, Trifoiului, în momentul în care acest pug va veni, nu se vor mai construi decât locuințe individuale, unde sunt locuințe individuale. Restul o să-și păstreze același regim de înălțime, de unifamilial, multifamilial, colectiv sau așa mai departe. Când vorbeam la început de cât plătește contribuabilul, cât contribuie locuitorul la bugetul local, taxele și impozitele la Schellenberg, nu știu, rămâne schimbate sau le mai majorați un pic? La Sibiu s-a ales o variantă de majorare, dar mai mult e de una prin care se adaptează la creșterea inflației și așa mai departe. La Schellenberg rămân neschimbate? Pentru anul 2022, taxele și impozitele rămân neschimbate. Au fost indexate doar conform indexarea cu inflației. Da. Și încă o dată spun, considerăm că taxele și impozitele care noi le avem acum stabilite, cu toate că reprezintă doar cât am spus la începutul acestui interviu, exact, cetățenii comunei nu trebuie să fie supuși altor sau suprataxări, pentru că dacă avem acest buget strâns la un loc și investitori, și dezvoltatori, și cetățeni, și ne descurcăm și putem să-l gestionăm cum trebuie, fără să facem risipă, atunci eu consider că nu trebuie modificate. Vă întreb asta că tot am discutat de facturile la gaz și la curent la începutul interviului. La Cisnădie și în Sibiu a crescut acea taxă de salubrizare foarte mult. Știți că au fost și proteste în Sibiu. Mai nou
Am văzut că locuitorii din Cisnădie sunt foarte revoltați vis-a-vis de această creștere a taxelor, a taxei de salubrizare. Care e situația la Schellenberg? Păi, e o întreagă discuție aici. Putem face o emisiune cu taxa de salubrizare, deoarece prin acest ADI, ADECO, care suntem parte toate OAT-urile din județul Sibiu, se întâmplă următoarele lucruri. Primăria încasează o taxă. Exact. Acei bani intră într-un cont. La sfârșitul lunii, operatorul Soma, în speță, ne face factură pe cantitatea de deșeuri colectată. Banii din contul din care i-am încasat se virează prestatorului de serviciu. Atâta este singura implicare pe care primăria o are. Cea de încasator, de la cetățean, că nu primăria majorează. Un lucru cu care nu sunt de acord, pentru că este un serviciu care îl dezvoltă o societate comercială, iar primăria este, să zic așa, primăria este instituția hulită, da? Pentru că noi încasăm banii. Banii nu sunt ai noștri. Deci, practic, deci nu sunt ai comunității. Toți plătim acea taxă de gunoi. Un lucru care este anormal, să zic așa, nu ar trebui să încasăm noi această taxă, ar trebui să se desfășoare activitatea cetățean-prestator. Dar nu o să crească nici taxa de gunoi, pentru că știți bine, noi avem o taxă, am crescut-o acum 3 ani, toată lumea au zis că de ce am crescut acea taxă. Uite că acum se dovedește că atunci ați luat o decizie bună. Exact, am luat o decizie bună, pentru că acea taxă trebuia crescută la valoarea de 12,5 lei o avem pe persoană. Restul colegilor, nu ateuri, am văzut că au crescut-o mai mult. Înțeleg și pe ei. Ideea este să-ți faci o analiză și un calcul pe termen mediu și lung, nu să faci o chestiune de, nu știu cum să o numesc, conjunctură. De conjunctură, exact, ca să poată să depășească momentul și să mergi cu un preț mic, că, nu știu, ești constrâns că vin al noi. Ne-am asumat-o înainte de alegeri, chiar cu un an de zile, dar s-a dovedit că acea sumă este cât de cât acoperitoare. Motiv pentru care, în momentul de față, nu iau un calcul să mărim taxa de salubrizare. Uite, un alt avantaj pentru locuitorii din Schellenberg, să locuiești din Schellenberg, practic am văzut la Cisnădie că acolo au crescut taxele extraordinar de mult. Dar cred că și acolo e aceeași problemă, nu primăria încasează, adică primăria încasează banii, dar banii nu rămân la primărie pentru că ei merg mai departe. Apropo de colaborările astea și de cum decur lucrurile, la alegerile, la ultimele alegeri locale s-a schimbat componența Consiliului Local. Aveți susținerea tuturor consilierilor în noua configurație de după alegeri? Nu știu, cum decur lucrurile? Bună întrebare. Da, într-adevăr, la alegerile din 2020, configurația Consiliului Local s-a modificat, majoritatea fiind formată din colegii mei, colegi care facem parte din Partidul Național Liberal. Avem consilier PMP, avem un consilier PSD. Majoritatea o avem cu oamenii care înțeleg că trebuie să lucrăm pentru oamenii. Restul mai este o formațiune, nu toți din acea formațiune, dar majoritatea lor. Vă referiți acum la USR, nu? Dacă că ei fac opoziția. Da, nu toți, repet. Unii înțeleg lucruri de administrație, dar majoritatea lor nu au cum să le înțeleagă. Pentru că nu-și doresc dezvoltare, nu-și doresc bunăstare. Cred că nu le-a spus nimeni că s-a încheiat campania electorală. Deci sunt într-o continuă campanie electorală, motiv pentru care nu vreau să comentăm. Au venit cu propuneri constructive sau au pus doar bețe în vată? N-au propuneri constructive, sunt doar pe parte de a nu se dezvolta comuna Schellenberg, pe parte de a nu face nimic. Propunerile lor se rezumă doar la idei, la, nu știu, pasaje de pe Strada Unirii până în Sibiu, sunt niște lucruri irealizabile, adică vin cu niște lucruri, sau dacă nu, așa, copy-paste, adică ce ne propunem noi cu echipa, ce îmi propun eu cu echipa mea, vin după aceea și le pun în pagină în așa fel încât să-și asume sau să-și aroge merite pe proiectele respective, că ce idei au. Da, a fost o emisiune care s-a bazat pe
pe realizări, eu zic că e suficient să nu mai dezvoltăm cu ei, pentru că despre eșec vorbesc ei. Apropo de realizări, și știu că vă întreb treaba asta de fiecare dată, pentru că sunt un susținător al mișcării și al plimbărilor în natură și așa mai departe, lacurile Șopa, v-ați luptat acolo să le luați ani de zile, că a fost o luptă destul de lungă. În ce stadiu sunt acum, în ce stadiu e acea zonă? Lacurile sunt în proprietatea noastră, așteptăm doar să putem depune proiectul pe fonduri, pe piscicultură, trebuie să deschidă acea sursă de finanțare. Avem și societatea pregătită, că nu poate să fie primăria parte în acel proiect, trebuie să fie o societate. Avem și societatea pregătită și așteptăm să dăm drumul la proiect pentru finanțare, pentru decolmatarea lor, pentru punerea în siguranță a digurilor. Pentru că ați investit pentru popularea acolo, lor cu, da. Pentru popularea lor cu... Iar zona de promenadă de acolo este destul de dezvoltată, adică este s-a amenajat. Este dezvoltată și ca o noutate pentru începutul primăverii, să spun așa, mai exact la 1 mai vrem să dăm start acelei zone de picnic din pădurea Șopa, unde deja din toamnă am amenajat o parte din ea, urmează să mai aducem restul lucrurilor care mai trebuie pentru grătare și așa mai departe, iluminatul este tras, trebuie doar să montăm lămpile și mai avem de asfaltat porțiunea dintre drumul național și zona respectivă, să putem să facem o pistă de biciclete în care să se ajungă mult mai ușor față de cum se ajunge. Deci accesul o să fie și mai ușor da. Față de ceea ce e acum. Ca să concluzionăm așa pe scurt, din punctul dumneavoastră de vedere, care este cel mai important proiect al anului 2022 pentru Comuna Șelimbăr? Mă refer aici și prins și în buget. Grădinițe, creșă. Educație. Și continuăm, exact, și continuăm cu infrastructura stradală care trebuie să o finalizăm, am spus. Pe măsură ce apare în domeniul public, începem, le preluăm și le modernizăm. Ce colaborare aveți cu administrația județeană? Cum decur lucrurile? O relație instituțională absolut normală. Și vă întreb treaba asta pentru că știu că Consiliul Județean s-a implicat un pic și în problema asta căilor de acces între Șelimbăr și celelalte localități. O relație instituțională normală. Vă susțin sau nu vă susțin? Ne susțin, cum ne susținem reciproc, așa e normal să te... Într-o comunitate trebuie să susții. Am și înțeles, anul trecut, nu știu dacă știți, anul trecut am renunțat la... Asta vreau să vă întreb, cotele, să acele cote... Exact, am care... renunțat la acele cote pentru a le transmite colegilor sau OAT-urilor din județul Sibiu care nu au venituri suficiente. Adică sunt lucruri care trebuie să le înțelegem în viață și să luăm decizia care trebuie. E 2022 un an important pentru administrația locală? Da, este un an important, cu proiecte ambițioase. Sper să fim sănătoși și să le putem duce la capăt cât mai repede. Apropo de sănătoși, când credeți că am putea reveni la normalitate, ca să zic așa, și din punctul ăsta de vedere, pentru că ați alocat mulți bani, revin la treaba asta, dar pandemia v-a băgat mâna în buzunar și primăriilor, ca să concluzionăm. Domnul Popescu, dați-mi voie, atâția specialiști în România, să nu răspund la această întrebare. Am Eu înțeleg. Îmi doresc cât mai repede și îmi doresc pentru toată lumea să fie sănătate și bucurie. Mulțumim mult de tot, ne-am întins, dar cred că am atins subiecte de interes pentru șelimbărâni și pentru sibieni, pentru că dezvoltarea șelimbărului e importantă și pentru Sibiu. Sunt sibieni care lucrează în șelimbăr și invers și lucrurile merg oarecum mână în mână și vă urez succes în 2022 să atingeți toate investițiile pe care vi le-ați propus și pe care se finalizează pe cele care sunt în derulare, mai ales că o să aveți o autostradă mai lungă, apropo de... Să dea Dumnezeu să se finalizeze și acolo lucrările, să avem sănătate, că dacă avem sănătate, le facem pe toate. Mulțumim mult, ne vedem data viitoare la ora locală cu, bineînțeles, invitați din administrația locală și nu numai. Ora locală. Infrastructura stradală. Nu este o formație. Nu doresc dezvoltare. Toți plătim acea taxă de gunoi. 69 milioane. Un club sportiv creează copii sănătoși.